Salutare și bine m-am găsit sau regăsit din nou pe canalul meu. Astăzi vă prezint o nouă idee pentru a vă decora curtea. Deci astăzi vom face buburuze din pietre albe. Eu le aveam de ceva timp prin curte și chiar nu aveam ce face cu ele. Hai să-i dăm drumul și să intrăm în pâinea acestui videoclip. Avem nevoie de pietre albe, eu l-am luat acum vreo 7 ani de pe o plajă din Constanța, acuarelă roșie și neagră, bețe de urechi și pensule. Voi lua prima piatră și cu o pensulă voi începe să vopsesc mai mult de jumătate de piatră în roșu. Lasă să se usuce și vopsesc restul pietrei cu negru. Asta încep să fac cu toate pietrele. Apoi lasă să se usuce și cu pensula sau cu un băț de ureche fac pietrele de pe spatele buburuzelor. După ce s-a uscat bine, cu un marker alb fac ochii buburuzelor și gata! Am terminat! Le puteți pune în gazon la picioarele unui pitic sub un trandafir sau, dacă stați la bloc, în ghivece cu flori. Sper că v-a plăcut și că o să vă faceți și voi, nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Seby de la DIY by Seby Marcu și ne revedem data viitoare cu un nou tutorial.